Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Cu puține zile în urmă, un amic de-al meu îmi trimite foarte preocupat un mesaj prin WhatsApp. Chestie pe care eu o știam și despre care vroiam să discutăm aici împreună pe canal și care pe amicul meu l-a scandalizat peste poate. Lucru care l-a făcut și pe mine. Adică m-a scandalizat. Nu sunt cuvinte topârceniene, să știți. Sunt chestii grave și pe care aș fi vrut să nu le citesc, mai ales venind din partea Statelor Unite, pentru că despre asta este vorba și despre Ucraina. Despre ce, de fapt, discutăm în propoziție, ca apoi să putem comenta. Ei bine, Financial Times, în ediția sa de vineri, a dezvăluit, citând persoane, cum se spune, familiarizate cu chestiunea, adică oficiali din Guvernul Federal care au dorit să-și păstreze anonimatul, că Statele Unite au îndemnat Ucraina să termine odată cu atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, în special rafinării, pe care ucrainenii cum necum reușesc să le saboteze în interiorul Rusiei, foarte departe de granița cu Ucraina, avertizând Ucraina, adică victima, că atacurile cu drone riscă să provoace represalii rusești și de asemenea, și aici de fapt e cheia chestiunii, creșterea prețului petrolului la nivel global. Aceste atacuri, chipurile au determinat creșterea petrolului sau prețului la petrol cu aproape 4% din 12 martie, de când Ucraina a început să atace infrastructura energetică a Rusiei și a se citi rafinării. Și o nouă creștere a prețurilor la benzină în Statele Unite ar afecta, vezi, Doamne, cota de popularitate a domnului Biden, nu-i așa, pe fondul campaniei electorale de realegere. Și aflăm că ucrainenii sunt foarte activi în a face chestia asta. De exemplu, potrivit publicației ucrainene Defense Express, Ucraina a atacat cu drone 13 rafinării ruse în diverse regiuni ale acestei ale Federației Ruse până în prezent, doar în acest an. Și atunci, vii și te gândești așa, mă, stai un pic. Adică din 24 februarie până astăzi, 2024 februarie 2022, până astăzi, martie, imediat aprilie 2024, în 2 ani și ceva de război. Rușii bombardează orașe și sate și localități mici și mari ucrainene aproape zi și noapte, cu rachete de croazieră, cu drone iraniene sau rusești, cu bombe, cu rachete de pe supersonice, cu temir ce... fac praf blocuri de locuințe cu totul, semănând teroare înfiorătoare în populația civilă ucraineană, asta tot timpul meticulos de 2 ani și ceva. Da? Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, americanii tărăgânează, nici până astăzi n-au trecut prin Congres pachetul acela pentru ajutor militar ucrainean. Și acum Financial Times află, și chestia este absolut reală, sunt convins că ăștia au surse foarte bine informate și sunt publicație serioasă, că administrația Biden, care încearcă să recâștige un nou mandat sau să câștige un nou mandat mai degrabă, se arată foarte deranjată că ucrainenii ripostează și ei cu pot, cu ce au. Da? Adică mai aruncă în aer câte o rafinărie pentru a slăbi cum pot și ei mașinăria de război putinistă. Și atunci, în ipocrizia sa, administrația americană zice, bă, stai un pic, păi nu e ok, pentru că tu în felul ăsta dai pretext ăstora să inițiezi o serie de dezbateri pe piața petrolului care ridică prețul și atunci prețul benzinei va crește din nou în Statele Unite, chestie care va afecta șansele președintelui Biden, care se laudă că totuși lucrurile merg mai bine. Și deci ia mai terminați voi cu prostiile astea, măi, ucrainenilor, că oricum noi nu vă dăm mare scofală și acum oricum ajutorul e blocat. Cine știe când și dacă se va debloca în Congresul nostru. Și voi n-aveți decât
Să-i rugați pe ruși să o lase mai moale cu bombardamentele, dar nu-i mai bombardați, că ne stricați nouă aici, știți, aranjamentele pe plan local în America, crescând prețurile benzinei și nu ne convine chestia asta. Și vedeți, când am citit eu treaba respectivă, efectiv m-a apucat o senzație pe care mi-e imposibil să vă devoalez, să vă descriu în cuvinte suficient de evocatoare aici pe canal. Te apucă scârba mai degrabă, hai să o zicem pe aia românească, fiindcă nu ne ferim. De ce te apucă scârba? Pentru că e vorba de o ipocrizie fără margini. Adică în Ucraina mor oameni nevinovați de 2 ani și ceva. Sunt bombardate blocuri cu totul, cu scara, da? Rar câte un apartament sau două, deseori scara întreagă pică sub o rachetă de croazieră care vine și lovește, fiindcă ăștia nu se pot apăra cum trebuie. Și replica ucraineană nu este să facă la fel, deși sunt convins că ar putea. Să zică, da, acum, de exemplu, la Odessa, acum o săptămână și ceva, ne-ați făcut praf nu știu câte blocuri și nu știu câți civili, ok. Uite, la Sankt Petersburg aruncăm noi în aer 4 blocuri. 516 oameni facem terci. Ne faceți asta, vă facem asta. Exact pe ca la podul Bomber Harris din Marea Britanie, din timpul Blitzului și de după 40, 41, 42, 43, 44 și așa mai departe, da? Adică, veniți voi nemților și ne faceți terci și ne bombardați populația civilă în Marea Britanie, fără să vă fi făcut nimic? Bun! Uite, știm și noi să o facem. Și vă terminăm populația civilă din orașele voastre de vă facem praf. Mai vreți? Sunt sigur că serviciile ucrainene ar fi putut face chestia asta. Adică, îmi dai jos un bloc cu oameni cu tot și mi-i trimiți în loc cu verdeață, în fericire veșnică, foarte bine. Eu fac cu tine la fel. Dinte pentru dinte. Numai că au ales să nu facă asta. Au ales să arunce în aer rafinării. Adică exact ce ține în mișcare mașinăria de război putinistă. Și vin americanii și zic, bă, nu-i bine. Nu e bine, domnule, pentru că mi-afectezi mie prețul pe piață și scazi lui domn președinte șansele să fie revotat. Pentru că o să zică Trump, uite, cresc prețurile, vezi ce ticălos e ăsta. Și americanii, bineînțeles, o zică, oh, iar s-a scumpit benzina, este vina lui Biden. Chestia asta este dezgustătoare. Și îmi pot imagina cum aș simți, simt ce simt acum și vă povestesc ca român în România, într-o țară UE și NATO, totuși sigură. Dar cum m-aș simți eu dacă aș fi ucrainean și aș fi un locuitor al Harkovului, un locuitor al Kievului, al Odesei, de exemplu, tot timpul cu pericolul deasupra capului, cu ochii în telefon, pe aplicația de bombardament și de alarmă, să văd când mai bipăie alerta aia de alarmă, unde mă mai duc, oare va lovi racheta blocul meu, cartierul meu, mașina mea, copiii mei la creșă, la grădiniță, la școală. Cum m-aș simți eu când aș citi că spune, sigur că da, administrația americană așa sotto voce, dar au interceptat ăștia de la Financial Times, bă, lăsați-o mai moale, nu le mai aruncați la ea rafinările în aer, că stricați naibii prețul petrolului pe piața mondială, ați înnebunit, potoliți-vă și suferiți. Asta este, vă trimit rușii drone Shahed, le doboreți cu ce nu vă dăm noi, da? Vă trimit rachete Kinjal, ghinion de neșansă, ce să-i faci? Tot nu vă dăm bani să vă cumpărați rachete ca să le dați jos. Și rachetele antiaeriene ale ucrainilor sunt tot mai puține, e și normal, pentru că s-a tras cu nemiluita dând jos tot ce s-a putut da jos. Chestia asta este absolut diavolească, este halucinantă, este oribilă din punct de vedere moral și trebuie criticată, indiferent că vine din Statele Unite sau că vine de oriunde altundeva. Tot ce e rău pe lumea asta, eu cred că trebuie criticat. Chiar dacă vine dintr-o parte care nouă ne este mai apropiată, mai simpatică, mai, cum vreți să o numiți, n-are importanță. Pentru că ce e greșit, e greșit. Ori asta este teribil, pentru că nu contează, de fapt, nimic, după cum se vede. Nu există aspect moral, nu există aspect legal, nu există umanitate.
Adică, domnule, rușii fac asta zi de zi, să bombardeze civili, blocuri, la modul deliberat. Și nici măcar nu știu dacă e deliberat. Pur și simplu trimit unde cade, cade. Cam asta e politica rusească. Și blocurile fiind cele mai multe și mai dese în orașele post-sovietice, normal că e șansă mare să cadă pe un bloc. Și imaginați-vă o rachetă Kinjal care cade pe un bloc. Și acolo, 100 de metri de bloc, cade cu totul, două scări, scurt. Nu are nicio importanță, totul e ok. Și vin ăștia și spun, bă, nu știu, voi după aceea vă răzbunați aruncând rafinării în aer ale rușilor, nu e bine. Nu e bine pentru că creați valuri pe piața internațională și uite, o să ajungă, cine știe, 5 dolari jumate, 6 dolari galonul de benzină în Statele Unite, ați înnebunit la cap, pierde domn președinte. Și de civile ucraineni cui pasă? Femei, copii, bărbați, n-are importanță, oameni nevinovați care stau și se uită la televizor și vine racheta peste ei, vine drona peste ei. Chiar Shahed-ul ăla iranian înrocit cu motor de scooter și l-auzi de departe, că parcă un scooter zburător, brrr, și n-ai cu ce să-l dobori. Aia cum e? Aia e ok? Asta nu crește prețul la benzină per galon? Nu. Asta doar ia niște vieți pe acolo departe. Ce contează? Că oricum majoritatea covârșitoare a americanilor habar n-ar avea unde să arate Ucraina pe o hartă. Dar asta am convenit. Asta nu știe nici Trump cu certitudine. Și chestia asta atât de tare mă seacă, vă spun, pentru că este scandaloasă din punct de vedere moral. Ori, să știți că aici nu este un caragialâc. Aici nu cădem în chestia aia tatițo unde nu e moral și nu sunt principuri care va să zică nu le are. Nu. O societate care nu e bazată pe anume morală, chiar de tip internațional societatea asta, să știți că nu va funcționa niciodată. Și deja mă arătăm noi cu degetul regimul criminal putinist de la Moscova, care este criminal, nevoie mare, când, de fapt, din Statele Unite, iată, vin astfel de considerații. Bă, lăsați-o mai moale cu retorsiunile astea anti-rafinării, că de ne creșteți prețul nouă și ne afectați la interesele lui domn prezidentul, mă înțelegi? Asta e lumea în care trăim, trebuie să ne obișnuim, să revenim la o nume stare de luciditate și să ne dăm seama că aici, în această sferă a politicii internaționale, ca și în multe alte sfere ale omenescului în general, nu există nici prietenie, nu există nici, cum să vă spun, justeția principiilor, nu există nici logică, nici corectitudine, nici bine. Există interes. Ori, în acest caz, interesul domnilor de peste ocean n-a coincis cu interesul vieții din Ucraina. N-a coincis cu interesul Ucrainei apărându-se, pentru că aruncând în aer niște rafinării în Rusia, prin partizani locali ruși pro-ucraineni, prin serviciile tale, prin cine știe ce, tu de fapt, bineînțeles că minezi mașina de război rusească. Numai că, știți cum e, când interesele coincid cu principiile, zici că ce tare ești tu în principii și le susții. Aici interesele, iacătă, n-au coincis cu principiile, domnule. Și atunci, Financial Times a aflat de chestia asta. Și bineînțeles că de la Washington, silențio stampa. Domnule, eu nu știu de asta, habar, nu știm. Nu știm și în continuare va ploua cu rachete, cu drone, cu tot felul de bombe peste Ucraina, peste orașele ucrainene. Și în tot timpul acesta, noi vom observa probabil că prețul benzinei în Statele Unite nu va crește amenințător de mult. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal și vă abonați la el și că îl distribuiți. Mulțumesc pentru faptul că îl sprijiniți sau vă gândiți să o faceți prin Patreon, PayPal și Revolut, însă și prin funcția membrii canalului sau Supers. A fost la microfon Cristian Ivane și toate bune și să auzim numai de bine.